În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Dacă părinte rector, părinte decan, celevanți părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi și viți credincioși în catedrala noastră, dragi credincioși uniți cu noi prin intermediul internetului. După ce în miez de noapte am auzit veștea îngerilor care ne-au invitat să ne ducem la Betlehem pentru că acolo s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul, astăzi în marea sărbătoare a Crăciunului împreună cu toată biserica chemați de Evanghelistul Ioan, cum vom auzi lecturile sfinte, ne plecăm genunchiul și adorăm pe acela care a venit la noi, căci cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. S-a născut pe pământ Mântuitorul. Cu acest spirit, cu această dorință, cu această bucurie, ne unim cu toți creștinii de pe pământ și îl preamărim pe Dumnezeu pentru iubirea sa, pe care ne-a arătat-o și ne-o arată prin cuvântul său, prin Fiul său venit la noi. Pentru a celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii, în această măreață sărbătoare a creștinismului, pentru a asculta cuvintele sfinte, ne recunoaștem păcatele, îi cerem iertare lui și ne rugăm pentru toată lumea ca să fie pe pământ armonie și pace. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfântă Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
Să ne rugăm, Dumnezeule care în mod minunat l-ai creat pe om după chipul tău și ne-ai reînnoit și răscumpărat în mod și mai minunat, dă-ne, te rugăm, harul să putem împărtăși viața divină a Fiului tău, care astăzi a voit să-și asume firea noastră omenească, El care, fiind Dumnezeu, viețuiește și domnește în urmă cu tine și cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. Citire din cartea profetului Isaia. Cât sunt de plăcute pe munți picioarele celui care aduce vestea cea bună, care anunță pacea, care vestește binele, care anunță mântuirea zicând Sionului, Dumnezeul tău domnește. Un glas, străjerii tăi înalță împreună un strigăt de bucurie, pentru că văd cu ochii că Domnul se întoarce în Sion. Tresăltați, strigați de bucurie, ruine ale Ierusalimului, pentru că Domnul mângâie poporul său și răscumpără Ierusalimul. Domnul și-a descoperit brațul său cel sfânt înaintea tuturor popoarelor, căci au văzut toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Cuvântul Domnului. Vestesc o mare bucurie, astăzi s-a născut Hristos. Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Dreapta și brațul lui cel sfânt i-au venit în ajutor. Și-a făcut cunoscută mântuirea și-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor și-a adus aminte de îndurarea și fidelitatea lui față de casa lui Israel. Cântați Domnului imnuri cu harpa, cu harpa și în cântări de psalmi, sunând din trompetă și din corn, strigați de bucurie în fața Domnului Regele nostru.
Citire în scrisoarea către evrei. După ce în trecut a vorbit în multe rânduri și în multe moduri părinților noștri prin profeți, Dumnezeu în aceste zile din urmă ne-a vorbit nouă prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor a toate, prin care a făcut și viacurile. Acesta, fiind strălucirea gloriei și chipul ființei sale și ținând totul prin cuvântul puterii sale, după ce a săvârșit purificarea păcatelor, s-a așezat la dreapta maiestății în ceruri, devenind cu atât mai presus decât îngerii, cu cât a moștenit un nume mai deosebit decât al lor. De fapt, căruia dintre îngeri i-a spus vreodată, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Și iarăși, eu îi voi fi lui Tată și el îmi va fi Fiu. Dar din nou, când îl introduce pe primul născut în lume, spune, și să-l adore toți îngerii lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Strălucit o zi sfântă, veniți neamuri și adorați-L pe Domnul, astăzi a coborât pe pământ o lumină mare. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Acesta era la început la Dumnezeu. Toate au luat ființă prin El și fără El nu a luat ființă nimic din ceea ce există. În El era viața și viața era lumina oamenilor, iar lumina în întuneric luminează, dar întunericul nu a cuprins-o. A fost un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să dea mărturie despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci a venit să dea mărturie despre lumină. Cuvântul era lumina adevărată, care venind în lume, luminează pe orice om. Era în lume și lumea a luat ființă prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Însă celor care l-au primit, celor care cred în numele lui, le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din voința trupului, nici din voința bărbatului,
ci din Dumnezeu s-au născut. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Iar noi am văzut gloria Lui, glorie ca a unicului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan a dat mărturie despre El și a strigat zicând, acesta era Cel despre care v-am spus, Cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că era mai înainte de mine. Căci noi toți am primit din plinătatea Lui har după har. Pentru că legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul au fost prin Iisus Hristos. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Fiul unic al lui Dumnezeu, Cel care este spre pieptul Tatălui, El l-a revelat. Cuvântul Domnului. Temeți, căci iată vă vestesc o bucurie mare. Astăzi în Betleem, în cetatea lui David, ni s-a născut un Mântuitor. Preasfințite, iubiți frați preoți, iubiți frați și surori în Hristos, aceste cuvinte îngerești ne-au vestit în cadrul Sfintei Liturghii de la miezul nopții minunatul eveniment al întrupării. Dumnezeu, Cel pe care nu-L încap cerurile, Creatorul întregului univers, a ales să vină între oameni luând chipul unui prunc, al unui copil nevinovat. A venit în mijlocul nostru și în felul acesta ne-a adus bucuria că viața și speranța, că viața este mai tare decât moartea, că lumina va învinge întotdeauna întunericul, că pacea este mai puternică decât ura. Cred că nu exagerez cu nimic spunând că sărbătoarea Crăciunului este cea mai frumoasă sărbătoare. Din toate punctele de vedere și pentru toate categoriile de persoane, nici când străzile orașului nu arată mai frumos, niciodată cântecele nu reușesc a trezi în noi sentimente mai curate și niciodată nu se pune în mișcare industria cadourilor mai abitiri ca la Crăciun. Și mă surprinde mai ales să văd cum Crăciunul e o sărbătoare celebrată de atâția care par a nu avea nimic în comun cu sărbătoritul, cu cel care se află în centrul acestei extraordinare celebrări. La Crăciun sărbătorim nașterea lui Iisus Hristos și este interesant să vezi cum atâtea personalități, atâția oameni care au prea puțin de a face cu biserica, care rare ori calcă pragul lăcașului sfânt, astăzi, azi noapte sau astăzi, au pășit în biserică. Că sărbătoarea nașterii Domnului este cea mai frumoasă sărbătoare, o dovedește prezența dumneavoastră aici, înaintea altarului. Și dacă atâția oameni, prin nu știu ce imbold secret, ori dorință inconștientă, sunt astăzi prezenți în biserică, participă poate la liturghia nașterii Domnului sau o urmăresc la televizor atunci când este transmisă din Betleem sau de la Vatican, înseamnă că ceva se întâmplă. Că sărbătoarea Crăciunului ascunde ceva. Sau că în fiecare om există dorința de a exista Crăciunul. Există setea
de a intra în relație cu Dumnezeu. Că există în fiecare din noi, credincioși sau mai puțin credincioși, un ceva care are nevoie ca momentul Crăciunului să existe. Și dacă ne uităm cu atenție la ieslea din Betleem, găsim și această, găsim explicația acestei dorințe profund înrădăcinată în sufletul nostru. Protagoniștii evenimentului divin al nașterii lui Iisus trezesc în noi ceea ce este mai bun și mai sfânt în ființa noastră omenească. Iisus, Maria și Iosif fac să iasă la lumină bunătatea noastră originală, cea care a fost sădită în noi de Creator. Pentru că din momentul în care Dumnezeu s-a făcut om, cuvântul om a început să se scrie cu litere mari. Căci dacă Dumnezeu însuși a încăput într-un om, înseamnă că omul e într-adevăr mare și capabil de lucruri bune. Este capabil de lucruri mari. Să luăm o clipă și să privim cu atenție pe rând personajele din iesle și să vedem ce anume ne transmit ele, ce ne învață. Născându-se fără complexe într-un grajd, pruncul Iisus ne spune că familia este mai importantă decât casa. Că omul greșește atunci când muncește la ridicarea unei case, muncește mai mult la construirea ei decât la întreținerea căldurii din sânul unei familii. Că omul greșește atunci când muncește ca un rob zeci de ore pe zi pentru a schimba grajdul cu o casă mare, cu o vilă, iar familiei îi dăruiește numai orele în care doarme. Născându-se într-un grajd înconjurat de animale și păstori, pruncul Iisus ne învață să nu-i judecăm pe oameni după aparențe și să nu le punem etichete în funcție de comportamentul lor, de hainele pe care le poartă, de casele în care locuiesc, de mașinile pe care le conduc sau nu le conduc. Pruncul divin, venit în lume pe niște paie reci și murdare, ne învață o minunată lecție în Sfânta Noapte a Crăciunului. Că nu contează de unde ești, că nu contează unde și în ce trăiești, nu contează câte etaje ai deasupra capului, că nu contează cu adevărat nimic din ceea ce ai, dar cine și ce ești. Sfânta Fecioară Maria, care a găsit un loc să nască doar într-o iesle pentru animale, ne reamintește și valoarea inestimabilă a mamei și a femeii în ordinea creației voită de Dumnezeu la început. Sărbătoarea de astăzi ne face să înțelegem și să prețuim lecția minunată pe care ne-o dă Maria în Sfânta Noapte a nașterii Domnului, că unele dintre cele mai sfinte lucruri de pe acest pământ sunt mama, nașterea și un copil dăruit de Dumnezeu. Sfântul Iosif, în fața căruia atâtea porți au rămas închise, ne redescoperă bucuria de a oferi ajutor celui care ni-l cere. Sfântul Iosif ne învață că nu suntem cu adevărat oameni atunci când nu ne bucurăm de oaspeți, chiar dacă sunt nedoriți. Când nu oferim și altora din ceea ce avem, sau trecem pe lângă un sărac, așa cum trecem pe lângă un gard. Sfântul Iosif ne spune că suntem ipocriți dacă îi trântim în nas ușa lui Iisus din Sfânta Euharistie și refuzăm să-L primim în sufletul nostru spunându-i cu un zâmbet rece și sec: Tu, Doamne, du-te în grajd, căci în casa mea este altcineva sau altceva. Fie ca Sfântul Iosif să ne facă să înțelegem minunata lecție pe care ne-a dat-o în noaptea sfântă a nașterii Domnului. Că nu există pe lume cinste mai mare pentru noi decât să vină în casa noastră Hristos Domnul, fie El prezent într-un om sau în Sfânta Euharistie. Una din greșelile pe care unii dintre noi le facem, mai ales în timpul sărbătorilor Crăciunului, este să ne referim la nașterea lui Iisus ca la un eveniment
care a avut loc în urmă cu 2000 de ani. Realitatea este că întruparea nu a fost un experiment pe care Dumnezeu l-a făcut cu omenirea întreagă numai pentru cei 33 de ani, atâta timp cât a trăit Iisus pe pământ. Întruparea lui Dumnezeu a început cu Iisus și nu s-a oprit niciodată. Trupul lui Hristos este prezent și astăzi pe pământ și locuiește între noi. El este prezent în Sfânta Euharistie. Ba mai mult, Sfântul Apostol Paul ne spune că noi suntem acel trup, ca și comunitate, ca și biserică, dar și ca individ. Prin botez, noi suntem trupul lui Hristos. Sfântul Paul ne spune că ținem locul lui Iisus sau că simbolizăm prezența lui Hristos, ci spune că noi suntem trupul lui. Și dacă este așa, înseamnă că responsabilitatea noastră ca și creștini este mare. Înseamnă că sensibilitatea, sesizarea prezenței lui Dumnezeu în lume depinde în mare măsură de felul în care trăim, de felul în care îl prezentăm pe Dumnezeu, de felul în care îi reflectăm iubirea și bunătatea. Sfânta Tereza de Avila are un poem care ilustrează foarte grăitor această realitate. Dumnezeu, spune ea, acum nu are alt trup decât al nostru, nu are alte mâini decât ale noastre, nu are alte picioare decât ale noastre. Ochii tăi sunt aceia prin care Dumnezeu îi privește pe oameni. Picioarele tale sunt acelea care îl poartă pe Dumnezeu pentru a săvârși binele. Mâinile tale sunt acelea prin care Dumnezeu împarte binecuvântarea sa. Noi suntem trupul lui Hristos prin care El își proclamă cuvintele sale. Prin noi El își face simțită prezența în lume. Și astăzi Iisus ne provoacă să ținem vie sărbătoarea Crăciunului 365 de zile pe an. Astăzi Iisus ne spune că suntem condamnați să iubim, suntem condamnați să iertăm, suntem condamnați să fim buni. Dumnezeu ne spune astăzi că în calitatea noastră de creștini, prin faptele noastre și prin întreaga noastră viață, noi nu avem dreptul să-L împiedicăm pe Hristos să fie prezent în lume, să fie prezent între oameni. Să nu ne descurajăm și să credem că din cauza slăbiciunilor noastre omenești nu suntem în stare să-L aducem pe Hristos în mijlocul lumii. Dacă Iisus a fost în stare să se nască într-un grajd, dacă Dumnezeu a ales să vină pe lume în astfel de condiții nedemne de măreția Lui, atunci cu siguranță se va naște și în sufletele noastre, care sunt uneori asemenea unui grajd, pline de păcate și de dorințe dezordonate, chinuite de teamă, de suferință, de deznădejde. Însă așa cum a umplut grajdul din Betleem de lumina bucuriei și a speranței, la fel va umple și sufletele noastre cu bucurie, credință și curaj. Dacă Iisus s-a născut într-un grajd, El se va naște și în sufletul tău. Vă dorim să aveți un Crăciun fericit. Vă dorim din toată inima să aveți și mesele pline și pace și bucurie în suflet și prieteni în jur și tot ce vă doriți. Însă, ca slujitori altarului, ca preoți, credem totuși că cea mai frumoasă urare pe care vă putem face e să înțelegeți că în liniștea nopții de la Betleem a început în lume un mare cutremur. Este cutremurul vechiului, cutremurul a tot ceea ce este învechit în noi. E cutremurul care face să cadă de pe noi tot ceea ce nu ne lasă să fim oameni așa cum ne-a creat la început bunul Dumnezeu. Vă dorim din inimă să simțiți acest cutremur și să lăsați să cadă de pe voi tot ceea ce nu vă dă voie să fiți oameni. Să cadă o idee îngustă despre om, să cadă o existență banală, să cadă ura, să cadă ipocrizia, mândria, tot ce este rău, pentru ca la sfârșit să rămână acea făptură minunată, asemenea aceleia în care s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu.
Vă dorim din inimă un Crăciun fericit, dar mai mult decât orice, vă dorim tuturor ca Iisus să se nască astăzi în inima voastră. Amin. Vă reamintim că astăzi colecta este pentru seminar. Fraților preiubiți, însuflețiți de lecturile sfinte pe care le proclamăm astăzi, de cuvintele Părintele Rector Monsignor Benoni, și în comuniune cu toți cei care pe fața Pământului astăzi se îndreaptă spre Dumnezeu prin Iisus, acum, cu toții, vrem să ne reînnoim credința noastră și să îngenunchem atunci când spunem crezul, când amintim că Iisus s-a întrupat din Maria Fecioară și s-a făcut om. Astfel, împreună, cei de aici, cu cei dragi, cu cei ce sunt uniți prin intermediul internetului, cu toți credincioșii, putem cu adevărat să-L întâmpinăm pe Dumnezeu care vine reînnoiți. Și spunem din inimă, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer. A întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat. A înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer. Șade de dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit, și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, în această zi sfântă, să-L invocăm cu încredere pe Fiul lui Dumnezeu, care s-a născut om între oameni, ca să aducă pe pământ armonia, pacea și dragostea sa dumnezeiască. Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul lumii, binevoiește ai da pace și unire bisericii tale sfinte. Te rugăm, Ascunde! Binevoiește ai împăca pe toți oamenii cu Tatăl Ceresc prin nașterea Ta Sfântă. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește a spori lumina credinței
și aprinde focul iubirii în sufletele noastre. Te rugăm, Doamne. Binevoiește a le dărui tuturor copiilor ocrotirea și dragostea de care au nevoie, ca să poată crește în înțelepciune și în har. Te rugăm, ascultă-ne. Binevoiește ai mângâia pe cei mâhniți, ai vindeca pe cei bolnavi, ai elibera pe cei închiși și ai întoarce pe cei rătăciți la calea adevărului și a binelui. Te rugăm, ascultă-ne. Binevoiește ale dărui răposaților noștri bucuria Sfintei tale nașteri. Te rugăm, ascultă-ne. Dumnezeule Părinte atotputernic, dă-ne, te rugăm, harul ca îndurarea și pacea să locuiască între noi în adevăr și în iubire, prin venirea în lumea Fiului Tău născut, Domnul nostru Iisus Hristos, căruia să-i fie cinste și mărire în toți vecii vecilor.
rugați-vă, fraților, pentru că jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Să fie bine primită, Doamne, ofranda pe care ți-o aducem în această zi de sărbătoare, căci din ea izvorăște împăcarea noastră de plină cu tine și prin ea îți putem aduce închinarea desăvârșită prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. O, sinemile, îi mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu prin misterul întrupării cuvântului ai dat putere ochilor minții noastre să vadă noua lumina strălucirii tale, pentru că în timp Cel cunoaștem pe Dumnezeu în chip văzut, să fim înălțați de El la dragostea celor nevăzute. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi tale, zicând fără încetare. Ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău,
pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cel în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor să-i zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate de la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, te ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu preafericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește-a întărim credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a poruri de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin.
Dumnezeu să porucă Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată milul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Rămâi cu noi, Doamne, rămâi mereu cu noi. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub apătele mai mereu, dar spune numai cuvânt și se va tămădui să vede. Solemna ora somna, când Dumnezeu
noastră bună și-a împăcat pe al Său Tată Sfânt. O lume acum tresare în așteptarea acestei nopți, când Crist s-a Oh,
Să ne rugăm. Dumnezeule milostiv, te rugăm, dăruiește-ne harul ca Mântuitorul lumii care s-a născut astăzi și ne-a renăscut pentru viața dumnezeiască, să ne facă părtașii nemuririi sale, iar care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Credincioși, mâine și poimâine, a doua și a treia zi de Crăciun, vor fi doar trei sfinte liturghii, la ora 8, la ora 11 și la ora 18. Vinerea viitoare, 30 decembrie, este sărbătoarea Sfintei Familii. Deoarece anul acesta cade în timpul săptămânii, nu este sărbătoare de poruncă, ci deci programul liturghiilor este ca în zi de lucru. Totuși, în ziua respectivă, la ora 18, vom celebra o liturghie pentru toate familiile noastre, liturghie la care vă invităm pe toți. Pentru familiile care au aniversat anul acesta o cifră rotundă de ani de la căsătorie, 10, 20, 30, 40, 60 și cele cu 25 și 50 de ani, vom face o rugăciune specială și vor primi o binecuvântare specială. Sâmbătă 31 decembrie, în ultima zi a anului, la ora 17, vă invităm pe toți la o liturghie de mulțumire cu Te Deum pentru toate harurile și darurile primite de la Dumnezeu în acest an. Liturghia va fi prezidată de Preasfințitul Petru Gherghel. Binecuvântarea caselor și a familiilor va începe luni, pe 2 ianuarie. Programul, pe care credem că l-ați primit deja acasă, poate fi găsit și la afișier și pe site-ul parohiei. Au apărut publicațiile Lumina Creștinului și De la răsărit până la apus. Vă dorim tuturor din inimă Crăciun fericit și sărbători pline de pace, har și binecuvântare. Mărire în cer lui Dumnezeu și pace pe pământ oamenilor pe care El îi iubește. Zilei voastre, dragi și iubiți credincioși, în cadrul acestor frumoase și sfinte sărbători, gândul nostru s-a îndreptat spre toți creștinii noștri, preoții și slujitorii altarelor și spre toate persoanele consacrate, spre toate instituțiile bisericii noastre, cu un cuvânt de încurajare, de învățătură și cu o chemare ca să nu uităm niciodată că milostivirea lui Dumnezeu s-a făcut cunoscută prin Iisus care a coborât la noi. Milostivirea sa continuă veșnic, pentru că Dumnezeu este veșnic și iubirea Lui tot veșnică este. Acest gând am făcut apel la credincioșii noștri să se bucure cu adevărat de aceste sărbători, de colinde, de cântări, dar mai ales să nu uite de cei care sunt în suferință, în necazuri, care sunt marginalizați, care trec prin încercări, să nu uite că în lume e nevoie de pace, e nevoie de armonie. Și că țara noastră trebuie, fiind creștină de la început, să rămână mereu fidelă acestei prezențe a lui Dumnezeu în lume. Așa cum Sfântul Părinte a făcut-o și o face și astăzi, când îndreaptă spre întreaga lume un apel, această slujire plină de bucurie, așa o facem și noi. Preasfințitul nostru auxiliar, preoții de la episcopie, de la decanat parochie, de la seminar, cu toți slujitorii altarilor, către dumneavoastră, dragi credincioși, să nu uitați că Dumnezeu e iubire și milostivirea Lui întrece orice păcat. Iubirea Lui este fără margine.
că El nu ne părăsește. Doar atât ne cere noi să nu-L părăsim, să nu-L uităm, să ne întoarcem spre El. Iată, a venit la noi, rămâne cu noi. Noi trebuie să rămânem mereu cu privirea îndreptată spre El. Dacă ne bucurăm noi aici, biserici și în familie, să mergem acasă, să purtăm această bucurie și celorlalți frați. Ne-am bucurat la această Sfântă Liturghie să fie prezent Părintele Rector, Monsignorul Benoni, care coordonează activitățile din seminar împreună cu ceilalți părinți profesori, unde cresc cei ce vor anunța mereu milostivirea lui Dumnezeu și iubirea și prezența Lui în lume. Îi mulțumim și pentru cuvânt, dar mai ales pentru faptul că știm că ei, seminariștii, se roagă neîncetat în fiecare zi pentru cei ce fac bine. Colectele sunt de mai multe ori pe an pentru seminar, cum și astăzi a fost pentru seminar. Ei repetă, răsplătește, te rugăm, Doamne, cu binecuvântări pe cei care ne fac bine pentru numele Tău. Așadar, în această atmosferă, dorim să vă spunem și dumneavoastră, împreună toți, să aveți această bucurie a prezenței lui Dumnezeu cel milostiv prin Iisus Hristos, având de exemplu pe Maica Sfântă și familia Sfântă. Ne bucurăm că ați venit, că ați cântat. Ne bucurăm de corul nostru care cântă într-o tradiție lungă slavă lui Dumnezeu cu entuziasm. Conduși acum cei din cor de către Părintele Ciprian. Tuturora, așadar, împreună vă spunem Crăciun fericit, sărbători binecuvântate și sigur așteptăm cu bucurie să începem noul an cu El și cu Maica Sfântă. Amin. Domnul să fie cu voi. Dumnezeu care în bunătatea s-a nemărginit, a alungat întunericul din lume prin întruparea Fiului Său și prin nașterea Lui glorioasă, a umplut de lumină această noapte preasfântă, această zi preasfântă, să alunge de la noi întunericul păcatelor și să reverse asupra inimilor noastre lumina virtuților. Hristos Mântuitorul, care a voit ca marea bucurie a nașterii sale să fie vestită de păstorilor de către un înger, să umple cugetele voastre cu bucuria sa și să vă facă vestitori ai Evangheliei sale. El care prin întruparea sa a împăcat cerul cu pământul, să vă dorească din belșug harul bunei voințe și al păcii sale, și să vă facă părtași ai bisericii din ceruri. Amin. Și binecuvântarea lui Dumnezeu atotputernic, a Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt, să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Liturghia s-a sfârșit, merge și trăiți în pace.